ordinară a Consiliului Local al orașului Senin Moldova din luna iulie 2016, prin dispoziția primarului numărul 146, sunt prezent toți consilierii locali în funcție, deci ședința se poate desfășura în condiții normale. Și rog pe doamna președinte să preia conducerea. Da, bună ziua încă o dată, doamnelor și domnilor consilieri și doamnelor și domnilor invitați. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova de astăzi, 26 iulie 2016. Înainte de a trece la ordinea de zi, vom supune spre aprobare procesul verbal pe care l-ați primit de altfel în materiale al ședinței anterioare, respectiv ședința extraordinară de constituire, desfășurată la data de 24 iunie 2016. Da, cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Deci, unanimitate. Să aprobați procesul verbal. Și acum trecem la... Trecem la ordinea de zi. Se supune la aprobare suplimentarea ordinii de zi. Suplimentarea ordinii de zi cu aprobarea contractării unui audit financiar extern în vederea auditării situației economico-financiare a unității administrative teritoriale a orașului Slănic Moldova. Cine este pentru? De acord cu suplimentarea ordinii de zi. Cine se abține? Împotrivă? Deci unanimitate, da? Am o întrebare, dacă îmi permiteți. Dacă informarea făcută de administratorii celor două companii, APASEV și UtilPrest, SRL-uri, trebuie supusă, este doar o informare despre stadiul la care au ajuns dumnealor acum. Nu neapărat, este... Da, putem să o... Da, e o informare care... Da, nu trebuie aprobat nimic, doar ca să știe domnii consilieri despre ce este vorba. Bun. Da, o să supunem la vot ordinea de zi, întreaga ordine de zi. Pentru a supune la vot o să vă procedez. Sau... Nu, vă citesc foarte repede. Numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale orașului Slănic Moldova. Numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului consolidat al unității administrative teritoriale orașului Slănic Moldova. Numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 92 din 26-11-2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale. Numărul 5, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Slănic Moldova. Numărul 6, proiect de hotărâre pentru desemnarea membrilor adunării generale a asociațiilor la ASC, UtilPrest, SRL Slănic Moldova. Numărul 7, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unității administrative teritoriale a orașului Slănic Moldova în calitate de membru al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Numărul 8, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unității administrative teritoriale a orașului Slănic Moldova în calitate de membru al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău. Numărul 9, proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 45 din 28-5-2016 privind acordarea 2015 privind acordarea normei de hrană pentru personalul compartimentului de poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova. Numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării pe liste suplimentare a ajutoarelor alimentare primite în cadrul programului AD 2015 și rămase nedistribuite. Numărul 11, prezentarea sintezei constatărilor rezultate în urma acțiunilor de audit financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2015 la Unitatea Administrativ Teritorială orașului Slănic Moldova, efectuat de Camera de Conturi Județ Bacău. Numărul 13, aprobarea contractării unui audit financiar extern în vederea auditării situației economico-financiare a Unității Administrative Teritoriale orașului Slănic Moldova și diverse care va cuprinde informarea celor două societăți aflate în subordinea Unității Administrative Teritoriale. Vom trece la votarea acestei ordini de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Să trecem la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții. O să rog de altfel președinții de comisie să-și exprime
dacă sunt discuții sau dacă sunt întrebări sau dacă sunt amendamente. Dacă nu sunt discuții, președinția comisiei prezintă avizul. Dacă este favorabil, da, deci asta supunem spre aprobare ordinea de avizul de comisiilor de specialitate pentru primul punct de pe ordinea de zi. Președinții. Da, noi v-am transmis avizul, le aveți acolo. Sunt favorabile. Favorabile. La toate trei comisii. La Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură este avis favorabil. Deci atunci la Comisia se pune la vot. Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova. Cine este pentru? Este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Am înțeles, îmi cer scuze. M-am uitat în statut sau și în proiect respectiv, în regulament, e vorba la consilierii, spuneați cum știu legitimații, cum știu semn. Urmează, legitimațiile sunt, îmi cer eu scuze, am uitat să sunt făcute, nu sunt semnate, n-am avut timp să sunt pus aruncele la semnat. Insignele se fac la mânătăria statului și nu am avut timp să ne ocupăm de... Dar legitimațiile sunt făcute, le... Dacă e o sumă prea mare, nu avem pretenția la da. Deci au regim special pentru că sunt făcute la monetăria statului insignele și sunt destul de... Nu avem pe de data trecută, nici nu cred că nu dar legitimațiile de data viitoare mi se vor... Domnul Cornu, cu ce veți alimentați? Vă putem trece la numărul 2? Da. Să votăm proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Unității Administrative Teritoriale a Orașului Slănic Moldova. Am să cer avizul comisiilor de specialitate. Da. Da. Dacă sunt sau dacă sunt discuții, nu sunt discuții. Nu sunt discuții, aviz favorabil. Să supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale Orașul Slănic Moldova. Avizul comisiilor de specialitate. Favorabil. Deci să trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva. Împotrivă. Trecem la numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 92 din 26.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale. Favorabil. 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 Discuții nu sunt. Se supune la vot. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere? Nu văd pe toată lumea. Nu întâlnesc, nu văd să nu văd. Atunci trecem la numărul 5, ordinea de zi. Da. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Slănic Moldova. Și aici vom începe cu propunerile. Fiecare membru va fi votat. Cine... Să facem propunerile. Cine are propuneri? Care e structura? Din partea Consiliului Local, doi reprezentanți. Și primarul sau un reprezentant al primarului într-un Consiliu de Administrație al Școlii. Deci în total trei. În total trei. Deci unul primarul sau reprezentantul primarului. Eu personal îmi exprim dorința de a face parte din acest Consiliu de Administrație, întrucât prioritatea, una dintre prioritățile mele este învățământul și îmi doresc să dacă sunteți de acord, să fac parte din acest Consiliu de Administrație. Vă spun, faceți de drept. Puteți împutemi și pe altcineva dumneavoastră din aparatul de specialitate. Nu trebuie să fiu, votat. Din partea înseamnă că eu poate mai mult pot să-mi exprim dreptul. Da. Mai trebuie doi consilieri. Avem doamna Tudoreanu, da. Eu propun pe doamna Tudoreanu. Da, am propus-o deja. Păi haideți să votăm... Domnul Moraru Gabriel propune pe domnul Cotescu, dacă mai sunt alte propuneri. Domnul Catan. Domnul Alex Catan. Domnul Mocanu, domnul Alex Catan. Da. Mai sunt? Deci pentru doamna, prima propunere, doamna Tudoreanu Laurenția Silvia. Cine este pentru? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se abține cineva? Împotrivă?
Cine este împotrivă? Nici una. Păi diferența trebuie să fie nici una. Trebuie să fie 15. Da, adică cine este împotrivă? Și să poate vota pentru... Pentru fiecare în parte, da, da, da. Mai puțin doamna Tudoreanu, doar că n-a ridicat una, deci unul, așa? Da, doamna Tudoreanu, nu. Eu nu votez. Nu, nu. Dar oricum, au și mai sunt încă două... Deci un consilier poate vota pentru ce o să... Pentru toți, da, da. Adică votăm pentru fiecare... Și după aceea cine nu poate fie toată lumea pentru toată lumea, deci din trei rămân doi. Să facem cu noi. Așa funcționează democrația adevărată. Nu este clar. Haideți să lămurim. Avem trei propuneri, da? Sunt trei propuneri și le propunem pe toate. E ok, e ok. Absolut. Păi 10 propuneri, nu e nicio problemă. Nu sunt două locuri, rămân doi. Cele mai multe se trebuie să semna cine este împotriva nominat. Da, de-aia. Sau abține. Ești vreo regulament. Da, domnule, așa este. Legea 215 spune că... Deci nu mi se consemnează nominal, noi. Da. Trebuie să spun cine, care dintre consilieri sunt împotrivă sau ori e 14 când votează consilierul în funcție, ori... Repetați votul. Nu votez cu dumneavoastră, puteți să vă abțineți sau împotrivă dacă n-ați votat pentru doamna Tudoreanu sau domnul Alex Catană, de exemplu, care a fost... Păi asta, deci trebuie să consemnăm... 15 vote. Mai luat votul. 14. Pardon. De ce o dată? Pentru, împotrivă și abține. Cine este pentru? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Și atunci o abținere. Cine este? Abținere doamna Tudoreanu. Nu, doamna Tudoreanu este votează. Și o abținere? Cine este abținere? Domnul Pătrău. Domnul Pătrău. Nu. Pentru? Pentru, sigur că da. Atunci, este cineva care e împotrivă sau se abține în legătură cu doamna Tudoreanu să reprezinte consiliul acolo? Să ridice mâna. Noi, în unanimitate, doamna Tudoreanu este aici. 14. Sigur. Așa, pentru domnul Potescu. Și cum îmi face diferența, doamna Sică, între cei trei? Da, pentru domnul Potescu, cine este? Gira la chiar că nu te cere. Pentru domnul consilier Potescu, cine este pentru? Bosica. 1, 2, 3, 4, 4 voturi. 4. Cine este împotrivă? Deci este pentru, ai desconsemnăm pentru că e mai ușor, dar vreau încă o dată să spuneți. Domnul Gabriel a fost pentru, domnul Ionel Pedea, domnul Rape și domnul Catana. Atât, da? Și eu sunt împotrivă. Ceilalți sunt împotrivă. Ceilalți sunt împotrivă sau abține? Sau se abține. Trebuie să consemnăm. Trebuie să consemnăm. Împotrivă. Deci domnul Județ, domnul Cadrințașu, domnul Cazacu, domnul Rotaru, domnul Moraru Bonone, domnul Monteanu, domnul Mocanu și domnul Mocanu. Și eu să abțin, da? Și restul se abține. Doar ține. Da. Și pentru domnul consilier Catană, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cât am numărat bine. Cine se abține? Se abține. Este cineva împotrivă? Deci, toți 14 propuneți. Da. Deci 14 punem pe da. Deci, ca reprezentanți în Consiliul de Administrație a Școlii, vor fi desemnați doamna consilier Tudoreanu Silvia Laurenția și domnul consilier Catana Alexandru Domnul. Numai bine că avem și de la opoziție un membru. Democrația adevărat în Consiliul ăsta. Da, bun, atunci trecem la următorul punct ordinal de zi. Proiect de hotărâre pentru desemnarea membrilor adunării generale a asociațiilor la SECER Util Prest SRL Sonic Moldova. Dau cuvântul domnului primar să propună ceea ce am zis. Da, conform procedurii de până acum, propunerea este să fie toți consilierii locali, membrii în adunarea generală, să respectă și principiul reprezentativității partidelor și sunteți mai aproape de deciziile care se iau la aceste companii. Absolut. Dacă sunt alte discuții? Supunem spre aprobare de avizul comisiilor de specialitate. Aviz favorabil. La toate comisiile.
Da, favorabil. Cer scuze că vă întreb înainte de a trece mai departe. Trebuia să mai alegem un consilier local pentru Comisia de Evaluare a Calității. N-am primit. Ba da, domnul secretar a spus că v-a spus acolo. În aceeași adresă? Da, în aceeași adresă. Dacă este în aceeași adresă, îmi cer scuze, o să facem pentru ședința următoare. Da? Dacă tot o facem așa repede, poate... Atunci să se pune spre votare numărul 7 de pe ordinea de zi. Pardon, numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aici o să am rugămintea să comunicați celor doi administratori toate datele consilierilor, ca să poată fi convocați la adunarea generală, să nu fie probleme că n-au fost convocați. Sper să fiu și eu invitat acolo la aceste adunări generale. Bun, atunci să trecem la numărul 7, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Unității Administrative Teritoriale a Orașului Istoric Moldova în calitate de membru al Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Și aici, așa cum s-a discutat în comisie, îl propune pe domnul primar Gheorghe Baciu. Supun spre aprobare pentru avizul comisiilor. Dacă sunt discuții, mai sunt discuții pe marge? Nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Să puneți spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Numărul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Unității Administrative Teritoriale a Orașului Istoric Moldova în calitate de membru al Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Și la fel îl propun pe domnul primar Gheorghe Baciu. Discuții din partea comisiilor de specialitate? Aviz favorabil. Atunci să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Numărul 9. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local al Orașului Istoric Moldova numărul 45 din 28-5-2015 privind acordarea normei de veană pentru personal compartimentului de poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Istoric Moldova. Și aici, la fel, pentru dacă sunt discuții sau observații, eu comentariul l-am făcut în comisie. Să nu repetați. Da, îl repet, nu e niciun fel de problemă. Consider că este o discriminare. Faptul că sunt militari ca și ceilalți din poliția adevărată, ar trebui să rămână aceleași drepturi, pentru că acești oameni se ocupă ca și ceilalți de faza orașului, de turiști, de absolut tot ce se întâmplă în zonă. Sunt împotriva acestui... Rog doar președinții de cont. Am și un comentariu care trebuie să-l fac. Consider că domnul primarul a avut perfectă dreptate în această solicitare. Consider că personalul angajat la poliția locală trebuie să conștientizeze faptul că sunt slugi către această comunitate. Trebuie să-și dedice timpul care l-au din lucru total pentru această activitate, iar ridicarea normei de hrană este o măsură prea blândă. Dacă ei nu vor înțelege care sunt datoriile lor de serviciu, vă promit că eu voi propune la următoarea ședință desființarea serviciului de poliție locală. Președinții, mai sunt vă rog, avizul comisiilor de specialitate. Aha, președinții trebuie să dea avizul, dacă... Da, și după aia... Favorabil. Ok? Dacă mai sunt discuții, domnul Rape, vă rog. Așa, mi-am exprimat cuvântul, părerea înainte că e o măsură ne la locul ei, fiindcă este luată ca o pedeapsă către cei vizați. Nu se face așa. Vă sunt vizați. E o sancțiune. Le tăiem mâncarea, fiindcă nu-și fac datoria. Exact un comportament ca de un câine. Nu. Câinele ăsta nu mai e credincios, nu latră, nu din coadă la străini. Nu-i mai dă un câine. Ăla e un bonus suplimentar. Eu am propus acest proiect și aș vrea să-mi ascultați și punctul meu de vedere, domnul consilier. Propunerea este
prioritar datorită faptului că avem nevoie să facem economii la bugetul local, întrucât suntem foarte îndatorați. Din păcate, nu putem să dăm afară oameni, pentru că să-l dai afară înseamnă chiar să iei de tot hrana de care vorbiți dumneavoastră, sau pe unii care vrem să-i dăm afară, nu putem, pentru că are un contract de muncă și este sub jurisdicția protecției contractului de muncă. Și atunci, este o primă măsură care eu am propus-o și sigur că dumneavoastră aveți dreptul să vă abțineți sau să votați împotrivă și dacă dumneavoastră votați împotrivă, eu trebuie să respect acest vot. Nu am argumentul care l-ați invocat dumneavoastră că iau pâinea unor oameni, nu este cel prioritar în luarea în această propunere care am făcut. Noi luați pâinea, dar o folosiți ca o pedeapsă. Nu, nu, spune, nu, este vorba. Păi atunci, atunci ce? Ca o sancțiune. Ca o folosire. Metoda asta trebuie sancțiune. Eu nu pot prea văzut această sancțiune undeva. Așa cum când a fost acordată, nu a fost acordată ca o primă de serviciu, domnul consilier, nici când este luată, nu este luată ca o sancțiune. Înseamnă că este un drept al lui care este la latitudinea Consiliului Local. Eu am propus acest lucru, repet, și dumneavoastră puteți să votați împotrivă, pentru că votul este dreptul dumneavoastră. Vă rog să-l exprimați, dar argumentația este clară, dată de faptul că suntem într-o situație foarte gravă în ceea ce privește banii de la bugetul local. Nu avem. Mai rămâne, nu știu, în câteva zile și poate declarăm faliment, închidem primăria, nu știu ce o să facem. Atunci, mai sunt discuții, observații? Avizul, supun spre aprobare avizul comisiilor de specialitate. Deci avizul comisiilor de favorabil. Favorabil, da. Și vot. Și acum supunem la vot. Cine este pentru? Zece. Cine este împotrivă? Domnul Popescu, domnul Ionel și domnul Rapere. Și... Păi înseamnă că au fost 11. Și înseamnă că sunt 11 pentru, da? Deci este poate, împotrivă domnul Popescu, domnul Ionel și domnul Moraru Gabriel, da? Nu, nu. Nu, s-a abținut domnul Moraru. Domnul Ionel, domnul Popescu, domnul Rape. Rape. Sunt împotrivă. Și restul sunt pentru. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem la numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării pe listă suplimentare a ajutoarelor alimentare primite și rămase nedistribuite. Avizul comisiilor de specialitate, vă rog, favorabil. Și supunem spre vot. Cine este pentru? Vă rog să consemnați, domnule secretar. Te rog, abține. Cine se abține? Cine se abține? Se abține cineva? De unde? Împotrivă nu. Deci unanimitate. Există discuții pe marginea acestui punct? Nu, nu, nu. Atunci, vă rog. Discută cu dumneavoastră. Domnul Rape, dacă aveți o observație sau o discuție, vă rog. O treabă personală. Păi vă rog să le rezolvați după ce terminăm ședința. Mulțumesc. Trecem la numărul 11, prezentarea sintezei constatărilor rezultate în urma acțiunii de audit financiar al contului de execuție bugetară pentru anul 2015 la Unitatea Administrativ Teritorial Oraș Slănic Moldova, efectuată de Camera de Conturi Județul Bacău în perioada 10 mai 5 iulie 2015. Îl invit pe domnul primar să facă prezentarea. Da, prima dată fac precizarea că acest proces verbal este de constatare, este un prim pas al Curții de Conturi în urma verificărilor efectuate în ultimele două luni de zile, două luni și o săptămână au durat verificările acestea. Noi când am venit, când a fost investiția, am găsit aici. Practic, noi doar am semnat acest proces verbal ca o constatare a dumnealor, nu am fost parte la constatări, la verificări, pentru că este făcut pe data de 5 proces verbal respectiv,
nu putem să ne pronunțăm concret, adică nu am participat la asta. Dar urmează în maxim 2 săptămâni să primim o decizie, care decizie va trebui pusă în aplicare de către primarul localității, prin care se vor recupera aceste prejudicii. Eu am dorit mai mult pentru informarea dumneavoastră, pentru că opinia publică are această neliniște, ce ați găsit acolo, cum este, și vreau să vă fac prima dată dumneavoastră informare despre acest proces verbal. Urmând ca decizia care o să o primesc, decizie care rămâne definitivă, să o prezint, să o multiplic și să vă înmânez tuturor consilierilor, ca să știți concret fiecare punct din acest control. O să sunt 60 de pagini aici, o să vă spun doar câteva cifre care dumneavoastră, dacă doriți să le detaliem, le putem detalia. Dacă tot vom primi varianta finală, da, mult, n-are sens. Bun, atunci, ca un punct de plecare este că noi avem la momentul acesta două situații foarte grave. O situație privind sume neîncasate la bugetul local, respectiv 2.480.000 de ron de la persoane juridice și în total 3.609.000 de ron de la persoane fizice. Din aceste sume, suma de 1.923.913 pentru persoane juridice și suma de 609 pentru persoane fizice sunt prescrise. Respectiv, avem probabilitatea cea mai mare există să nu putem încasa aceste sume, chiar dacă la unele dintre ele termenul de prescriere a fost anulat de anumite acțiuni în perioada de cei 5 ani. E o perioadă de 5 ani în care trebuie să urmărești acest debitor. Mai spun că raportul Curții de Conturi a scos la iveală anumite aspecte vis-a-vis de gestiunea anumitor obiecte de inventar a mijloacelor fixe și anumitor proiecte din perioada 2015. Raportul Curții de Conturi, de fapt, a urmărit numai perioada 2015 și nu, acolo unde au fost probleme s-au dus mai în urmă sau au venit la zi să vadă evoluția, și aș enumera câteva dintre ele. Spre exemplu, Curtea de Conturi spune că 21.900 de litri de carburant nu pot fi justificați, că 1.950 și ceva de arbuști ornamental nu se pot identifica. Curtea de Conturi spune că s-au achiziționat laptopuri, tablete și alte obiecte de inventar, mijloace fixe, care nu se găsesc. N-aș vrea să fiu sigur, când o să vină decizia o să vă comunic mai exact. Aici sunt și vinovații trecuți, se spune clar cine trebuia să urmărească aceste puncte, dar întrucât din momentul în care s-a făcut procesul verbal până când vine decizia, se mai pot întâmpla că s-au mai contestat anumite aspecte, se mai pot întâmpla modificări, nu aș dori să spun decât o cifră finală. Curtea de Conturi spune, având în vedere abaterile de legalitate și regularitate care au determinat abateri financiar contabile consemnate în prezentul raport de audit financiar, a căror valoare cumulată a erorilor este de 3.596.934 de lei, respectiv 35.900.000, cum suntem noi învățați cu încă unele persoane cu sumele vechi, respectiv acești bani sunt o parte din banii care noi trebuie să-i punem de undeva, pentru că aceste pierderi aduc și minusuri la posibilitatea noastră de a realiza ceva în acest oraș. La aceste pierderi se adaugă niște costuri obligatorii ca să punem în funcție obiectivele principale din Slănic Moldova, după cum urmează. Pentru Casa de Cultură de la Cerdac trebuie să punem
1.280.000 de RON, aproape 13 miliarde de lei ca să finalizăm proiectul acesta. Dacă nu, Compania Națională de Investiții ne obligă să dăm partea lor, care este aproape identică, de 13 miliarde de lei înapoi. Pentru a pune în funcție bazinul de înot, nu am o cifră exactă, dar o estimăm la momentul acesta la circa 600.000 de RON, respectiv 6 miliarde de lei vechi, ca să facem utilități, stație de declorinare, racord electric, stație de epurare și alte cheltuieli care trebuiau făcute din 2009 până în 2016, întrucât acest proiect a pornit în 2009 și dacă spuneau în fiecare an 100.000 de RON deoparte, poate să se putea realiza. Pentru racordul la școala, la sala de sport de la școala generală, care nu este racordată la curent electric, am făcut demersurile și în maxim 2 săptămâni o să avem acest racord și vreau să vă spun că pentru o cheltuială de câteva mii de lei, până în 5.000 de lei va costa în final această cheltuială, nu s-a dat prioritate de 4 ani de când funcționa sala asta să se racordeze la curent electric, care minimal era necesar ca acești copii să poată face sport acolo. Sala de sport mare de aici, din centrul orașului, nu este racordată la curent electric, trebuie să facem proiect și să o racordăm la curent electric. În același timp, băncile sunt în proporție de 80% sparte la sport, cu mingea, și mai avem niște bani de investit și acolo. Respectiv, eu cred că în maxim în 2 luni de zile vom avea niște cifre exacte care eu vă promit că le vom da și tipărite și în format electronic și filmate ca să știe în primul rând consilierii care au fost votați de cetățeni în ce situație suntem astăzi și să știe și populația de unde plecăm. N-am spus că avem numai la curent electric avem datorii de 380.000 de RON. În jur de 380.000 de RON. 3.800.000 datorii care ne presează să le reeșalonăm. Avem conturile blocate de Alconep, care nu se regăsesc sumele aici de 715.000 de RON, 7 miliarde și ceva, care trebuie să dăm acești bani. Avem la Topo System, în total, datoriile se cifrează la peste 5.300.000 de RON. Dacă noi am avea acești bani astăzi, am putea să plecăm mai departe și stând de vorbă astăzi cu primarul localității Pârgărești, mi-a spus așa, eu, acum o lună de zile când am plecat de la primărie, am lăsat în bugetul primăriei 3.200.000 de RON excedent. Adică vorbim de o primărie Pârgărești, care datele astea se pot verifica, și de primăria stațiunii Balneo Climatice Senin Moldova. Nu ne dăm bătuți, suntem hotărâți să facem pas cu pas, împreună cu dumneavoastră, cu cei din care sunt aici colegii noștri, să ducem mai departe și să reparăm aceste răni. Este clar că suntem într-o situație foarte delicată, dar împreună și cu încredere și cu ajutor vom reuși. Am făcut pași importanți și în privința fondurilor europene. Deja am avut 3 consultări. A venit domnul director de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est la Sănii Moldova, ne-a vizitat. A venit de la Consiliul Județean, de la Prefectură. Și suntem în situația în care avem un plan, chiar și în perioada asta așa de grea, avem un plan să ducem mai departe proiecte. Ce este cel mai grav este că dacă avem un minus pe unul din culoarele de finanțare, respectiv CNI, PND și altele, nu mai putem pune proiecte. Adică se taie posibilitatea de perspectivă pe toate aceste culoare de finanțare, care ar fi fost o alternativă foarte bună, pentru că știți foarte bine că de anul acesta Agenția de Dezvoltare Nord-Est nu mai finanțează decât racordul la utilități sau alte lucrări de care atrag resurse. Adică, dacă bazinul de înot de la Senin Moldova, acel complex de aqua park, era făcut pe porul trecut, el era ilicibil. La momentul acesta, acest proiect a picat 100%
ca finanțare de la bugetul prin administrația locală, el va trebui accesat eventual de către un investitor privat. Pentru că astea sunt eligibile pe finanțare la investiții private. Și multe alte aspecte avem la izvoare, terenul este în proprietatea unei firme, Flora, care este în insolvență, cazinou este privat la o altă firmă. Sunt situații care ne frânează oarecum juridic, care este cea mai gravă frână care se poate pune dezvoltarea localității așa cum o vedem noi. Nu vă spunem acest lucru ca să vă descurajăm, vă spunem ca să știți că astăzi suntem într-o situație în care dacă nu ne unim eforturile și nu ne angrenăm sănătos în acest mecanism, nu vom reuși să reparăm aceste minusuri. Eu vă mulțumesc pentru că... Părinte, am votat aprobarea cu auditul. Bun, mai avem un punct. Vreau să mulțumesc legat de asta, că avem consilieri care s-au implicat foarte mult voluntari în acest proces. Încep cu Benoni Moraru, care este trup și suflet și ea alături de domnul Mocanu, care ne ajută pe partea de consultanță de utilități. Avem mari probleme. Un aspect care nu l-am spus, s-a dat o subvenție la apă acum câțiva ani. Această subvenție a fost de 300 de mii de RON. Curtea de Conturi ne propune acum, pentru că s-a subvenționat apa de la piscine, de la hotelul, s-a subvenționat toată apa, nu numai acelui necăjit. Curtea de Conturi spune că această companie de apă să ne dea bani înapoi. Suntem în situația că avem acum 680 de mii de RON datorii la aceste două companii. Imaginați-vă dacă punem noi acum apa SERV să ne dea 300 de mii de RON, înseamnă faliment curat pentru ei. Și acest lucru este foarte greu de combătut. Dacă vine decizia Curții de Conturi în această direcție, este foarte greu de combătut, pentru că ei au scos facturi de la apa SERV în care scrie hotelul nu știu care, atâta apă. Adică se vede că subvenția a fost aplicată și către agenții economice și către persoane fizice. Și e încă un minus care noi trebuie să-l punem de undeva. Toate astea cumulat ajung la cifra care v-am enunțat-o și din păcate din acești 3.200.000 și ceva de mii de RON care noi trebuie să încasăm, nu vom încasa 200.000 de RON indiferent câte eforturi facem. Eu, să dea Domnul să încasăm toți banii, dar este imposibil pentru că ne-am înscris la masa credală și la masa credală puțin probabil noi suntem printre cei mici, pentru că este statul român care are de recuperat TVA și alte impozite. Poate sunt de la CAS, nu știm exact structura debitelor acestor firme, dar este clar că trebuie să ne luăm gândul de la el. V-am spus acest lucru în perspectiva transparenței care trebuie să o avem față de dumneavoastră, factori decizionali în administrarea acestei localități, dar și pentru conștientizare, ca să știți și dumneavoastră și cei care ne vor vedea pe televizor cum stau lucrurile astăzi. Mulțumim, domnul Roman. Probabil că plecând de la prezentarea asta, înțelegem rolul următorului punct, care este aprobarea contractării unui audit financiar extern în vederea auditării situației economico-financiare a unității administrative teritoriale a orașului Slănic. Da, aici aș vrea să argumentez tot eu. Dată situația punctuală care ne-a prezentat-o Curtea de Conturi, că ei s-au concentrat în principal pentru anul 2015 ca verificare și numai acolo unde au fost probleme s-au dus mai în urmă sau înapoi, avem în primul rând descoperit pe perioada 1-24 iunie 2016, care perioadă nu este verificată de Curtea de Conturi, nu a fost obiectul dumneavoastră, probabil că o să fie obiectul unei alte verificări peste 2 ani. Și situațiile, imposibilitatea la un moment dat a expertizei, noi nu avem o expertiză economică, avem o expertiză de management, dar nu ai timpul fizic necesar și nici ne trebuie o expertiză din afară. Auditul extern este un audit imparțial. Pentru că dacă am face noi aceste verificări, am putea fi acuzați de subiectivism. Solicitarea concretă este să am întrebat și ar fi 25.000 de RON aproximativ această cheltuială.
ca să facem auditul extern pentru 2015 și jumătate din 2016 și cu conexiune către aceste două firme de utilități, care au și ele nevoie de un audit extern, pentru că undeva noi ne interpătrundem. Ei ne facturează nouă servicii, noi le dăm dumnealor bani și este necesară această verificare la toată entitatea care înseamnă Unitatea Administrativ Teritorială Sănii Moldova. Asta este solicitarea acestui punct și vă rog să o supuneți dacă sunt discuții, observații în legătură cu acest punct, sigur, vom măcar. Păi așa, într-o concluzie simplă, dacă verificăm încă 6 luni comparativ cu 2015, mai adunăm ceva miliarde la gaură asta. Teoretic. Seavi. Nu ne antepronunțăm, nu știu. S-o amânăm abia după ce vine decizia Curții de Conturi? Nu. Orice amânare înseamnă... Nu, trebuie făcută, dar cred că ar trebui nu numai 2015. Păi, dar banii, de unde bani? Domnul doctor, asta e întrebarea. Dacă 25.000 de lei, eu sunt... Există, există în planul de achiziție, există o sumă... Dacă nu era previzionată, nu o solicitam. 130.000 era previzionată. Adică avem baza aprobării bugetului dumneavoastră, ați aprobat pentru anumite activități de gen. Problema este că dacă nu pornim acum selecția de furnizor de audit, că trebuie să facem o achiziție conform cu legislația, orice tergiversare duce la lipsa unui răspuns din partea noastră. Că dumneavoastră ne întrebați, băi, ce scoală, ce scoală, ce scoală? Și ar însemna cu cât pornim mai repede asta, să aflăm mai repede, supunem la votare, care nu are legătură cu decizia Curții de Conturi. Adică ele merg la paralel. În sensul în care, dacă vine auditul și face un dosar pe o speță, să zicem carburantul, da? Atunci ăla este bază ca să pleci mai departe cu decizia Curții de Conturi. Adică ea vine în sprijinul primarului ca și argumentație de gestiune sau de explicare. Poate că sunt foile de parcurs, poate că sunt... De ce nu ne duce mai în spate cu... Pentru că înseamnă costuri mult mai mari. Timp mult și bani mulți, ceea ce nu putem permite. Nu știu dacă un an în plus, să zicem, ar fi foarte... Păi 2015 a fost expertizat de Curtea de Conturi. Și avem și problemele s-au dus mai în urmă. Este raportul Curții de Conturi din 2013, când a fost dată decizie și este caz penal dacă nu execuți decizia. Bun, asta e executat? Raportul ăla, uitați-l, am aici, domnul Munteanu. Din 2013. Din 2013. Nu răspund eu la el. Știu. Raportul, uitați, raportul privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia 82 din 2013. Da, dar nu-i penal, adică asta... Pentru neducerea la îndeplinirea deciziei. Da, eu acest raport are și cifre aici și alte... Acum vreau să nu fiu caragios, dar fac și eu datorii la societate, mă plimb cu Jeep, cu Audi A8 și mă ghidez cu toată lumea. Și... Ceea ce se și întâmplă, domnul consilier. Nu se poate face extindere de... Dar el a făcut asta și asta o voi primi ca decizie. Vă spun sincer, dacă ne ducem pe 5 ani în urmă minim... A fost cineva gestionat? Păi ai 21.000 de litri... Da, domnul Munteanu, dumneavoastră știți că noi nu avem șef de urbanism a plecat de 6, nu avem șef la impozite și taxe, nu avem, adică discutăm și de o problemă că nu are cine să răspundă la momentul acesta. Dacă noi ne ducem cu 5 ani în urmă, nu înseamnă că eu nu vreau. Nu, dar când a plecat șeful de urbanism, un exemplu, l-a plecat dintr-o cauză. Cine trebuia să-i spună primarul? Poate primarul era cizmar sau medic și nu știa. Există un secretar de primărie, există un administrator. Nu știu, eu nu știu ce. Bun. Atunci haideți să facem o înțelegere că dacă acest audit... Domnul, cine răspunde? Următorul. Domnul consilier, dacă acest audit... Eu în concediu, nu mai merge societatea, dar să dacă bun. Plecați în concediu, moare primăria. Tocmai am plecat. Tocmai nu mă... Bun. Propunerea mea este să vedem ce rezultat avem la acest audit pe anul trecut și jumătate din anul. Și dacă se justifică, sunt probleme grave, noi putem să extindem la ședința următoare de Consiliu sau după ce se prezintă auditul, să facem verificări și pe perioada din urmă. Că nu documentele sunt sau ar trebui să fie și nu ne oprește nimeni să facem acest lucru. Corect.
Eu vă spun sincer, noi voiam să fim acoperiți de jumătatea asta de an, pentru că în decembrie se închide anul financiar, de care suntem și noi răspunzători de când am fost investiți. Și atunci să delimităm lucrurile în așa fel încât să se știe că noi, echipa asta nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat înainte. Și atunci vom face un moment până al auditului ăsta care vine la zi și dacă este nevoie să ne ducem 2014, 2013, 2009, nu știu, oricând putem să facem acest lucru. Dar asta, fac o precizare, acest audit nu exclude lucrarea care am început-o la impozite și taxe de a urmări debitorii în ordinea sumelor care le au debitoare către noi. Da? Exact așa facem. Și nu vă faceți probleme de acest, că nu încercăm să recuperăm aceste creanțe în măsura în care ele pot fi recuperate. Noi nu putem discuta acum să previzionăm că vom încasa 90% sau 10%. Eu mi-am spus doar punctul de vedere că foarte puține din aceste sume vor... Pentru că unii le-au gândit. Au fost ori premeditate, nu pot să mă pronunț. Problema este că ele figurează acum în toate evidențele noastre la ANAF ca sume de încasat. Adică noi avem o mare problemă până nu casăm aceste creanțe, le ducem într-un cont, domnul director, domnul contabil, șef aplicat, le ducem într-un cont în care spunem că nu le mai putem încasa, până atunci avem o problemă și de evaluare a situației noastre. Pentru că el se uită că avem 5.300.000 datorie și vede că avem de încasat 3.200.000 și ceva de mii. Respectiv, spune, încasează banii. Noi trebuie să facem dovada că nu putem să încasăm acești bani și la asta nu ne limităm la 2015. Ne vom duce cu documentele, doamna Patechi este aici, avem la impozite și ne vom duce cu documentele mult mai în urmă, inclusiv și la cele prescrise, să aducem documentul că a fost atenționat. Că dacă e somat, înseamnă că nu se prescrie. Doar dacă n-a fost somat, se prescrie. Și puțin, nu știu, cât sunt care nu au fost somați. Domnul primar, știți, vreau să mai zic. Eu nu surprind de fapt om stau la așa că o parte din salariat nu vor să spună pe aia dreaptă. Da, am fost obligat să fac așa. Și cu asta basta, pentru că știm că niciunul din salariat nu și-ar fi dat cu stângul dreptul sau să-și taie creacă de sub picioare. Dar așa au fost presați. Și de-aia am ajuns aici. Și vreau să vă întreb de ăștia cu 460. Topografii ăștia. Ah, topografii. Despre ce vorba? Domnul consilier, vă spun că și eu am fost curios. Prima dată avem 350.000 de ron debit la ei. Au făcut cadastru pe plai. Ca nu cumva să ne fure Dofteana sau Uituzu sau nu știu cine. Au luat-o, adică în loc să faci cadastru să intabulăm. Noi nu avem intabulată nici primăria. Și există riscul când o intabulăm să găsim că terenul de sub primărie este al lui XSRL sau a cui este. Adică prioritățile care s-au stabilit ale acestei firme de cadastru care a câștigat o licitație din 2010 și nici astăzi noi nu avem intabulat 10% din adică... Știți de ce am zis? Că eu, Vila Vulturu, a venit niște domni și a zis, domnule, fotoortoplanul arată că e după Vila Eungaz. Prin pădure. Zic, las-o acolo să iau terenul la popi. Și urmă, vin alții, mă sună recepționalul botezat, și tu vine să mă, ce-i cu voi aici? Păi fila asta, las terenul ăsta, este lângă pavilion central. Doamne ferește, zic, bine, pun-ți acolo. Și de asta zic, ce s-a plătit? Și referitor la Alconet, văd că nimeni nu vrea, eu chiar n-am nimic cu Alconet, am o relație foarte bună. Dar în momentul când au făcut ce au făcut, au blocat conturile primăriei ca să facă așa cumva și aureola asta de șicane. Nu, dar e o aureola primăriei că a ajuns în situația asta din cauza da, putea să vină la discuții. Lui însuși a bani. Nu, da, se trebuia să vină la discuții pentru că câștigarea, hotărârea de executare era din decembrie. Deci nu a făcut în ianuarie. Ca să fim înțeles. Vă pot spune de ce. Hotărârea nu devine executivă decât când se publică la Curtea de Apel, păi unde s-a judecat. Din decembrie până acum nu s-a publicat? Nu. Ascultați, dacă ascultați, să aflați răspunsul. Când se publică motivația la instanța la care s-a judecat. Motivația, din motive pe care probabil dumneavoastră le veți intui,
a fost publicată acum. Adică după alegeri. Poate fi publicată în termen mai lung. Da, eu sunt de acord cu domnul Munteanu că putea să... Asta e altceva. Suntem vecini aici. Asta este o altceva. Asta e altceva. Ridicăm un pic și lucrările care sunt incubă suma asta. Domnul Munteanu, urgie. Eu la această canalizare sunt cu un metru și jumătate mai jos canalizarea. Domnul director știe că era acolo. Bun, orice implicarea dumneavoastră voluntară, orice dorință, eu nu o să mai, nu se ascund documente aici. Veniți, cereți orice document și un angajat de la primărie sau de la firmele din subordine care nu vă vor da aceste date, veniți și mi-aduceți mie la cunoștință. Este tehnic, este greu să verifici toate aceste probleme și să faci și administrație într-un timp așa de scurt. Eu vă promit, în schimb, că de mâine o să am câte un dosar pentru fiecare obiectiv și voi avea și cifre și cât durează să le punem în funcție și cât costă și cel puțin până la ședința următoare, dacă nu este timp, cel puțin în 30 de zile la următoarea domnul Cazacu, sunteți la urbanism și ceilalți interesați, vă dau toate datele despre asta. Tehnic vă spun ce se întâmplă. Acest este și o ironie a sorții. Tehnic nu funcționează. Ele nu funcționează. Proiectul este blocat de DNA pe niște probleme care nu depind de noi. Legea spune că atât timp cât DNA-ul a blocat un proiect, nu are voie nimeni să mai continue, dar noi suntem obligați să ne plătim datoria. Pentru că, teoretic, pe baza procesului care l-au câștigat firma Alconef, noi trebuie să dăm acești bani. Și atunci, și cu banii luați, și cu proiectul care nu funcționează. Asta este realitatea care am găsit-o. Vedem, tehnic, cum putem măcar să dăm drumul la niște apă, niște deșeuri menajeri pe canalizarea asta, că e păcat de ea. Dar nu era contată. Trebuie să o racordăm. Asta este. Na. E o cheltuială. Bun. Haideți să trecem, vă rog, doamna președintă, să... Dar dacă am putea să votăm acest punct, punctul 13, da. Mai întâi aprobarea avizul comisiilor de specialitate, vă rog. Pentru aprobarea auditului. Pentru audit. Avizul comisiilor de specialitate. Favorabil. Favorabil. Și supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă. Se abține. Toată lumea este de acord. Da. Aici am... Da, înainte de a trece la informarea APASERF și Util Press, care vor informa despre situația societăților, aș vrea să vă menționez că materialele aferente proiectelor de hotărâre se găsesc spre consultare la oficiul juridic, în cadrul aparatului de specialitate al primăriei. Dacă aveți nevoie. Dacă mai e nevoie de ceva sau... Așa că o să invităm pe domnii administratori de la... Începem cu Util Prestul? Da, începem cu ce? Domnule primar, domnule consilier, eu am prezentat raportul administratorului în termenul care s-a cerut conform legii în vigoare. Acum am sintetizat câteva obiective din ce mi s-a cerut azi dimineață, mi-a zis domnul primar. Veneam mai detaliat, dar vă pot sintetiza din acestea. Dar puteți să spuneți și narativ, domnul Șandru. Adică e o informare. O informare. Deci, ca urmare a derulării ședinței de Consiliul Local al orașului Stăniv Moldova din data de 26.07, vă prezint atașat un scurt extras al raportului de activitate pentru perioada 2015-2016, cu mențiunea că raportul de activitate administrat a fost supus dezbatere publice într-o ședință de Consiliul Local anterioară. Numărul de angajați al societății. Personalul TESA, 4, dintre care un administrator, un contabil șef, un consilier juridic și un inspector resurse umane. Compartiment salubritate, muncitori recalificați 7, muncitori calificați 3, dintre care 2 conducători auto și un casier. Compartiment seră spații verzi, muncitori necalificați 6, muncitori calificați 1. Compartiment întreținere, muncitori calificați 2, dintre care mecanic, sudor, zugrav, face toate meseriile acestea. Compartiment de iluminat public, muncitori necalificați 1, calificați 2. Total personal la SECE Util Press sunt 26 de angajați. Prin intermediul serviciului de salubritate se efectuează colectarea deșeurilor menajere de la un număr de 2100 gospodării, reprezentând o cantitate de 190 m3 lunar.
Există grafic săptămânal de ridicarea deșeurilor în zilele de luni, miercuri și vineri. O dată pe lună, în ultima zi de joi, se colectează deșeurile. Se efectuează colectarea selectivă parțială a deșeurilor, carton, PET, sticlă, care se valorifică financiar pe baza de contract cu SCE Elix Internațional SRL Onești. În perioada ianuarie 2016-iulie 2016 s-au valorificat și încasat deșeuri reciclabile în valoare de 1.447 lei. Există contracte de colectare și transport deșeuri cu număr de 109 agenți economici de pe raza administrativ-teritorială a orașului Moldova. Circuitul deșeurilor menajere este următorul. Se colectează deșeurile de la punctele de colectare special amenajate în 11 puncte, precum și la fiecare beneficiar în parte, utilizând 3 mijloace de transport. Dacia Papuc, autoutilitarea Mercedes și autocompactoarea MAN. Autocompactoarea se deplasează pe rampă de transfer la Onești, unde pe baza unui contract de prestări servicii în valoare de 3.000 de lei lună, deșeurile menajere sunt descărcate. Ulterior, se efectuează încărcarea deșeurilor într-un tir aparținând SCNV Metrans. Situația actuală a societății se prezintă astfel. Conturile de venituri sunt blocate către ANAF pentru o datorie de 84.278 lei până luna iulie, reprezentând plăți obligatorii neefectuate către bugetul de stat. Conform balanței de parteneri anexate, v-am și baia, vă prezint și baia, lunii iulie 2016, util presele este din Moldova, are de încasat suma de 602.535 de lei de la diversi agenți economici, dintre care 596.810 lei de la partenerul nostru, Primăria Sălui Moldova. Vă prezint mai jos activitatea derulată cu personalul din compartimente de specialitate ale SCE Util Presele Sălui Moldova, în baza contractului cheiat cu UAT Sălui Moldova. Seră spații verzi, producere de material floricol, plantare și întreținerea acestea, precum și întreținerea spațiilor verzi amenajate și neamenajate. Aici, în cursul anului acesta, s-a plantat în jur de 16.500 de flori, diverse tipuri. Sunt vreo 16 tipuri de flori. La iluminat public efectuăm activități de reparații, întreținerea sistemului de iluminat public, stradal și ornamental, precum și pavazarea ornamentală, ocazională de diverse manifestări publice sau sărbători legale și religioase. La serviciul construcții se efectuează lucrări de confecționare a dalilor, bordurilor, reparații la aleile pietonale, lucrări mici și medii de jugrăveli și reparații la unitățile de învățământ din Sălui Moldova, mici lucrări de construcții hidrotehnice, aici amintesc reparații la subțepiri, poduri, reparații de întreținere la poduri și punți pietonale. Reparații și întreținere la balustrade, lucrări de amenajare a căilor pietonale de acces, lucrări ocazionale de sudură, vopsitorii, lucrări de întreținere a parcului nostru din dotare. În perioada următoare, sunt propuse în planul de investiții achiziționare din profitul anual constituit a următoare utilaje și echipamente. Gândesc că societatea noastră a mers totdeauna pe profit, nu am mers pe datorii niciodată. Avem profit care vă puteți verifica din balanța care vă pot prezenta. Noi am propus, din profitul care l-am avem, să ne cumpărăm un bul de excavator, o motofreză, o măturătoare stradală, o sărăriță, una celă pentru iluminat public. Deci, aceste utilaje sunt necesare pentru a putea participa la licitația următoare. Da, dacă dumneavoastră veți avea datoriile astea către bugetul statului, și ele se vor adânci, că n-are cine să vă plătească, respectiv primăria, veți putea participa să luați licență? Deci, nu. Pot participa nu la colectare, pot participa la măturatul stradal, deci sunt acolo niște artificii legale care se pot face. Că eu nu văd de unde văd primăria bani acum. Dar nu trebuie să-mi dau totodată. Nu, ca să iau certificatul fiscal, nu a fost chemat și noi la Anapel. Să vedem bună voință, că se dă ceva. Dar are conturile blocate. Nu are conturile blocate, conturile blocate, mai puțin funcționarea. Adică dacă să plătim acest lucru, este funcționare, atunci poate fi argumentat. Problema nu este doar aici. Și n-aș vrea, domnul Șandru, să intrăm în detalii. V-am să auziți aceste cifre, care sunt certe, și
să tragem o concluzie împreună. Da, domnule. Odată, acești bani trebuie să-i dăm pentru că așa au evoluat lucrurile până acum. Doi, dumneavoastră au un contract cu administrația publică locală prin care pe anul acesta s-au angajat să mai întrețină spații verzi, să facă și alte lucrări pe modelul IGO cum era înainte. Noi intenționăm să nu perturbăm acest contract, dar avem un plan ca să analizăm foarte bine ce putem să restrângem din aceste costuri. Unele trebuie să le aducem pe piață, pentru că asta este situația, și să nu mai generăm niște datorii pe câteva direcții. Care orice capitol de cheltuială trebuie umblat și strâns. Așa. În așa fel încât să reușim în 2 ani de zile, ne-am propus noi, să venim la un punct de la care putem să lucrăm planificat, putem să lucrăm. Imaginați-vă, eșalonare la curtea, la Eon, eșalonare la Alconep, eșalonare la Toposistem, eșalonare la Utile, eșalonare la Apa Serve, eșalonare, toate eșalonările astea. BCR-ul a sunat astăzi că avem credit eșalonare, n-am plătit de nu știu câte luni, adică suntem într-o situație ca noi vă... administrație așa performantă, așa situație... Domnul consilier, asta este realitatea. Dacă cineva vrea să o conteste, să aducă niște argumente și eu mă înclin în fața lui, dar asta este realitatea la care am găsit-o. Nu? Ce să ne apucăm acum să... cu siguranță că probabil cei care au... sunt vinovați, vor răspunde de treaba asta, dar noi, la momentul acesta, trebuie să ne concentrăm să nu mai generăm în continuare costuri care nu se justifică. O să avem, probabil, uitați, ieri au fost voluntarii de la Prietenii Stănicului, ieri au strâns gunoaie de pe marginea drumului și de la Cireșoaia și la Stănic. Și am avut 12 oameni în frunte cu Cristia Babei, care... nu ne costă și încercăm să vedem câți oameni vin alături de noi la întreținere de spații verzi, poate mai dăm cu coasa, cu ceva, să nu mai generăm costuri. Dar există la momentul acesta un contract între firma Util Prest și administrația publică locală care și uitați, vă mai dau un exemplu. Nu avem la urbanism o persoană sau în primărie o persoană care să monitorizeze aceste activități, să le confirme situațiile de lucrări. A plecat domnul Parpală, a rămas domnul Duță. Domnul Duță, ce mai e? Adică nici nu este reglementată această relație atât de bine încât să avem un control corect. S-a lucrat că, băi, voi sunteți de-ai noștri, noi de-ai noștri, hai să facem. Nu se poate asta. N-o să mai meargă așa, dar este importantă această informare ca dumneavoastră să trageți o concluzie pertinentă despre unde suntem. Și acum rugăm și pe domnul... Dar nu n-am terminat. Doamna Lanța, de la luna iulie nu-i încheiată. Indicare de la agenții economici. Mai am de încasat 8.984 parte care plătesc prin cont, dar când de luna, deci noi sume nu sunt agenți cu datorii veche. Și mi-a găsit curtea de conturi, care a zis și dumneavoastră, cu juristul, care s-au preluat de la prietenii mei din societate în societate, am stabilit, s-au scos în afara bilanțului, dar ne urmărim în continuare. Le-am semnat alea. Problema este că noi plătim penalități de întârziere la plată de 28.000 de ron lui Util Prest. Domnul primar, dar... În contract, mai puțin, contractul putea fi făcut, băi, n-am bani, nu ți-i dau, dar nu mai generezi penalități. Sau penalități foarte mici. Contractul a fost făcut de așa manieră, încât în momentul în care Curtea de Conturi a analizat contractul, a spus, de ce n-ai perceput penalități? Ce dacă este tăticul tău, Consiliul Local? Scrie în contract că trebuie să-ți dea penalități dacă nu ți-a dat banii. Facturează-i penalități. Și mie facturează penalități și peste faptul că nu... Adică, până și juridic, contractul a fost făcut fără să... Că, până la urmă, suntem tot... Este... nou Consiliu de Administrație nu poate impedi. Păi așteptăm, abia a fost votat, adunarea generală merge acolo, analizează. Dumneavoastră vă duceți în adunarea generală și acolo puteți să cereți administratorului ce vreți dumneavoastră. Nu, această acțiune a fost doar de informare a consilierilor locali în ședința de Consiliu Local despre situația care este.
dumneavoastră puteți să cereți în prima adunare generală că acest lucru se întâmple lunar sau trimestrial sau anual, sau puteți să cereți să nu se întâmple. Noi vrem să conștientizăm, în primul rând, unde suntem astăzi. Care este situația reală la zi? Poate că domnii consilieri care au mai fost știu, poate că nu știu. Este important ca noi să știm aceste lucruri. În prima ședință, la care vă voi convoca, voi prezenta activitatea detailată, în contabilul șef jurist, vă prezenta exact toată lista de datoriilor, al agenților economici care... Sper că nu tot în podul ăsta. Da, puteam face și la dumneavoastră. Puteam convoca unii, că nu ne... Că aici votăm repede, nu mai ca să scăpăm. Nu, deci poate convoca unii. Ca supraviețuim. Este în altă locație. Haideți. Da, abia aici ar trebui și la ședință. Haideți. Ca să nu mi-ați spus puțin, deci sunt deschis la pentru orice intervenție, orice domn consilier sau doamnă consilier poate veni să studieze exact situația firmei. Eu am să vă dau un raport tehnic, așa cât mai scurt, vis-a-vis de ce s-a făcut începând de când sunteți dumneavoastră primar. Deci, începând din 1 iunie 2016, din punct de vedere tehnic s-au efectuat următoarele. Deci eu împreună cu domnul Moraru Benone, care este consilier local și care este desemnat ca consilierul nostru personal, din punct de vedere voluntar, așa. Am trecut în revistă tot sistemul de captare a apei brute, transportul acesteia, înmagazinarea și tratarea și distribuția apei potabile în orașul Doi Moldova și cartierul de Cereș, împreună și cu domnul Mocanu, bineînțeles, corect. Să avem respect. Nu, dar este menționat puțin mai încolo. Da, bine. S-au decolmatat cămile din drenul de filtrație, în urma inundațiilor cu bulul de excavator și cu operatorii din stația de purată, de tratare a apei. S-au efectuat reparații și zugrăveli exterior casa de apă, s-a finalizat, de fapt, lucrarea acolo și are cât de cât un aspect mai frumos acum. S-au eliminat scurgele din pantă de aici, de la Puful, dacă țineți minte exact când ați fost dumneavoastră primar, ați fost numit primar, era o scurgere acolo. De fapt, era un mal așa acolo care trecea prin canal trenul și ieșea la suprafață. S-a rezolvat. S-a locuit vana de golire Barzintul Doreanu și datorită soluțiilor domnului Mocanu, acum Cireșoaia are apă, dar a fost mai greu de schimbat din cauza că de 20 de ani s-a schimbat acolo. S-a deschis vana de la alimentarea de 90, deci colan de 90, care alimenta numai până la Ciovor, acolo, în dreptul la Ciovor. S-a rezolvat cu coloana de apă care alimenta WC-ul de la Biserica Ortodoxă. S-a clorinat bazinul de la Tudoranu și se clorinează săptămânal, așa. S-a verificat preocupărătorul cu apă și acum nu mai plânge nimeni, n-am scăpat de problema asta. S-a curățat vegetația din stația de captare Sănicelu, împreună cu oamenii la 416, domnul consilier Mocanu i-a coordonat. Așa. S-a aprovizionat cu clor gazos, tot voluntar. S-a aprovizionat cu clor gazos pentru casa de apă, deci pentru dezinfecție. Momentan, pierderile la porumbeilor sunt în lucru, deci am încălzit la porumbeilor pierdere, care este monitorizată. Și astăzi s-a mai înlocuit o vană la Tudoran acolo, aia care vine de la coloana principală orașului. Din punct de vedere tehnic pentru funcționarea serviciului de apă potabilă și colectare apă uzate, sunt necesare următoarele măsuri. Funcționarea la parametri constructivi ai drenului. Trebuie să facem ceva ca drenul să funcționeze cum trebuie, cu 3-6 litri pe secundă. Reabilitarea stației de captare surse de suprafață Slăncel. Noi am făcut acolo un inventar, ne-am făcut o listă cu ce ar trebui înlocuit acolo și devizul cred că ajunge undeva la 1 miliard de lei vechi. Repararea cablului de alimentare pentru pompa de la puțul forat care este în drenul nou acolo și acolo se mai aduce un apoi de 2 litri pe secunde. Înlocuirea conductelor magistrale din oraș care sunt vechi de pe timpul războiului și care sunt din oțel, care aduc foarte multă depunere și această depunere ajunge până la Cireșoaia. În momentul când ai oprit puțin rețeaua de apă și când ai dat drumul din nou, tot mânul de pe rețea se duce la val. Noi avem toată alimentarea în sistem gravitațional, deci nu avem pompe. Punerea în funcțiune a canalizării noi și raportarea locuților la această rețea. Repararea traseelor de canalizare ce duce până la stația de purare, avem încă două pierderi undeva. Bun, ce avem de făcut acum, eu zic, să o precizare, probabil ați omis-o, este că noi am disponibilizat, am curățat și un bazin de 250 m3 care a fost cu mâl și a fost ISU și l-a curățat.
N-am auzit. Da, este uriașă să vă spun. Dacă a spus dumneavoastră, a spus dumneavoastră. Și faptul că am conectat bazinul de 100 de metri cub de la Tudoreanu la rețeaua locală și bazinul de 100 de metri cub de la Pârtie, care se conectează, și cu bazinul de 500 de metri cub de la Pârtie, care am discutat deja cu Salvamontul, ne dă o bulă de oxigen să dăm apă la oamenii ăștia, așa cum am promis, dar nu rezolvă problema ca Stănii Moldova să aibă apă cum trebuie, mai mult de 2 zile am calculat noi avem apă. Adică dacă vine o ploaie pe mai multe zile și apa vine tulbure, nu putem la momentul ăsta să promitem acest lucru. Legat de ce a spus dumneavoastră acum, venea următoarea chestie, deci măsură imediat în afara intervențiilor accidentale care sunt neprevăzute, este interzicerea exploatării forestiere pe în amonte de teren de filtrație și stația de captare să încep prin colaborare cu Poliția Locală și Apele Române. Eu pe chestia asta am făcut în 64-2016, am anunțat ISU și Apele Române privitor la exploatarea masei lemnoase în amonte de terenuri de filtrație, motiv pentru care a crescut turbiditatea apei în momentul ăla. S-a întâmplat un proces verbal și în urma acestui lucru n-au mai exploatat societățile comerciale în amonte de dren și nu avem deranj din punctul lor de vedere. Aici este un lucru bun. Din punct de vedere administrativ, am obținut autorizarea de la DSP Bacău, am pregătit documente pentru licențierea NSC, am completat documentația pentru obținerea autorizației de exploatare a apelor și în speță studiul hidrologic și profile transversale în fiecare necercări ceva în plus, domnii de la Apele Române, și suntem acum în situația în care așteptăm... Câți bani aveți de primit de la... Da, este situația mai simplă, din cauza că în momentul când am venit la administrație am scos acea subvenție care nu m-a încurcat, efectiv. Deci banii primeam cu întârziere de la BATE și acei bani se duceau la ANAF în dobânzi și penalități. Și avem de primit 1.600.000 de lei. 160.000. Și avem la datorii la finanțe 1.200.000. Tot primăria trebuie să-i dea banii, dar dacă noi punem în aplicare decizia Curții de Conturi să vă luăm 300.000 de RON subvenție, acum o să fie apa serv? Nu mai funcționează, stai, clar. Nu mai funcționează. Domnul Mocanu și cu domnul Morar, vă rog, dacă se poate să faceți clar precizări, și eu propun să... Aș vrea să felicit pe cei doi consilieri pentru munca depusă. Au muncit mult și chiar sunt profesioniști pe domeniu. Și rezolvat probleme care de ani de zile... Da, care se puteau rezolva cu cheltuieli minore. Asta este o altă treabă care n-am vrea noi acum să dăm pe afară de laudă, dar cu puțină atenție și cu... Mai sunt lucruri care se pot rezolva și vă dau un singur exemplu. Am avut toți anii ăștia plătit un om la piață care nu făcea decât descuia piața și încuia piața. Muncitor necalificat. Cum l-am adus să-i dăm de treabă la primărie, nu-i mai place. Nu mai trebuie. Nu mai e. Adică... I-am luat cheia. Dar vreau să vă spun că nici doamna consilier, nici salopetă nu are. I-am spus să-și pună salopeta și să treacă la treabă, că avem deudat flori aici, avem treabă. Câți agenți economici mai vând în piața asta? Unul sau doi, dacă nu mă înșel. Și, da. Domnul consilier, niciun... Să-i dăm cheia de la care este singur acolo? Dar știți că, apropo de asta, domnul Boiero, da. Noi de ce trebuie să plătim 400 de metri cub pe lună apă pentru piață? Că astăzi a ajuns la mine documentul. Da, așa spune ordinul. Ai, dar ordinul spune așa că în piața din sectorul 2 de la București, unde cumpără 300.000, păi nu, dar ordinul spune ceva, dar bunul simț spune altceva. Împărțim 400 de metri cub la 30 de zile, înseamnă 12,5 metri cub pe zi, împărțit la 10-12 ore de funcționare, înseamnă că în fiecare oră noi pierdem un metru cub. Asta înseamnă că și dacă îi dau drumul la chiuvetă să curge, nu curgă, nu, dacă aș lăsa să curgă chiuveta aia non-stop, nu curge 1000 de litri pe oră. Pe n-ai cum. Pe glumă, făcea ratul duș foarte mult. Eu nu vorbesc cu răutate. Păi, nu vorbesc cu răutate. Cum dumneavoastră trebuie să faceți în societate rentabilă încărcându-ne pe noi cu facturi care nu sunt reale? Asta să înțelegem noi?
Nu sunt că nu sunt reale, sunt legale. Cum nu sunt reale dacă nu este posibil să se consume 400 de metri? Acum aveți un proces verbal care semnați în funcție de... Nu l-am semnat, domnul Băr, tocmai vă anunț că nu l-am semnat și la mine pe birou și nici nu o să-l semnez. Pentru că, pentru că 400 de metri cubi de apă înseamnă, nu-i vorba, ori 2 lei înseamnă 800 de lei pe lună, care sunt foarte mult, cu 800 de lei ținem o jumătate de angajați, spre exemplu, care putem să îi dăm pâine, cum spunea domnul consilier Rapi, nu? Băi, dați-i pâine la oameni. Dar dacă, dacă ca și atitudine, numai punctul ăsta, punctual, așa, dacă atitudinea este asta... Și ce o să face domnul primar? O să-l contorizăm. Păi da, dar de ce nu l-ați contorizat până acum? Păi cu banii pe o lună, eu vă spun eu, cu banii pe jumătate de lună cumpărăm contorul. Auziți? Contorizarea a fost făcută de OAT și acel nu s-a rezolvat. Nu au mai avut bani pentru... Bun, bun, bun. Haideți să lăsăm asta, pentru că sunt detalii. Eu vă asigur că urmărim fiecare cheltuială și vom, vom da explicații despre tot acești bani publici care circulă pe aici, pe la, pe la noi. Până una alta, vom, nu știu, mai aveți, doamna președintă de ședință, nu? Dacă mai aveți? Dacă mai sunt alte... Eu vreau să vă spun doar... Așa. Spune-te, rog, cine a decis sau cum s-a hotărât ca voi să furnizați apă subvenționată societăților? Există un model de consum local, dinainte de a fi administrator, deci pe timpul domnului Buțan, s-a considerat că și s-a făcut subvenția pentru un metru cub, într-adevăr. Mulțumesc. Așa, la toate societățile suntem la diverse, tot, nu? Tot ce înseamnă un metru cub de apă. Deci fiind la diverse, în calitate de reprezentant al PSD-ului, acest partid care e destul de mare în Sfântul Nicuzova, m-a delegat să mă rog să-mi dați un răspuns la o adresă făcută de urbanist vis-a-vis de închiderea unui drum public. Răspunsul nu-l vreau acum, îl dați în ședința următoare și în scris, dacă se poate. Dar în special, populația de la Cireșoaia întreabă lucrul ăsta. Dacă ați putea fi mai exact? Este vorba de, de drumul închis de Moraru Benone. Da, cum ne-am înseamnă. Și vreau răspunsul în scris. Ce măsuri a luat administrația vis-a-vis de închiderea unui domeniu public? Și când s-a închis acest drum, domnul Consilier? Bun, nu știu. Domnul Consilier, domnul Consilier, o să primiți acest răspuns. Spuneți-mi cât s-a lucrat podul de la, de la Cireșoaia, care a fost în reparație la mare din fața bisericii, dacă pentru închiderea drumului public, pentru care dumneavoastră ați dat autorizație de construire, ați cerut acordul oamenilor când le închideți drumul public. Adică, dumneavoastră când l-ați închis, n-a fost niciun fel de problemă, când acest drum închis, păi, prin acordul vecinilor, a fost lăsat așa, domnul, eu sunt de acolo. Nu, dumneavoastră nu puteți să-mi spuneți. Nu, ce vreau să vă spun vis-a-vis de repararea podului mare, la aia la... Păi da, cât, cât, 3-2 ani cât a stat podul mare închis... S-a circulat pe partea aia. Bun, dați-mi acordul acestor oameni prin care blocarea drumului de către OAT Slănin Moldova, respectiv conducerea care dumneavoastră ați avut-o până acum, s-a făcut cu acordul vecinilor. Pentru că dacă ei nu v-au reclamat pe dumneavoastră cât l-ați închis, domnul consilier Cotescu, nu este moral să reclame că este închis astăzi. Nu, e vorba de vorbim principial. Bun. Haideți, vă rog, haideți să luăm în ordine. Administrația a rezolvat problema. Deci asta era întrebare. Haideți să o luăm în ordine. Că discutam despre domnul Marian Bărâș, despre Apaser și domnul... După aia, sigur că ascultăm pe oricine care... Eram înțeles situația financiară a lui Apaser. Da, nu am terminat subiectul respectiv, domnul Cotescu. Dar ne dați voie să continuăm și după aia... Că domnul Benone Morar avea niște întrebări, nu? Așa. Și domnul Mocanu, cred, nu? Aveți întrebări? Da. Da. Vă rog, domnul Morar, dacă mai aveți întrebări. Domnul Mocanu. Referitor la problema cu podul ăsta, cu zidul de sprijin de la domnul... Domnul primar, să nu dărâmi. Nu, ba da, nu, ne lasă-l de râmi, zidem ce se întâmplă. Aduceți semnul celor de la tot, nu Mocanu. Păi nu face omul din banii lui zid de sprijin, să ne-am agat. Domnul primar, mă scuzați. Mă rog frumos. Am și eu. Aș dori ca de acum, în fiecare ședință de Consiliu, să nu facem, hai să-i zicem ușor, măgării de genul acesta. Că PSD-ul dorește.
că vrea nu știu ce, că ce alea lovim în ăla atacă. Dar ce partii reprezentați? PNL. Păi și nu suntem în competiție, mă atac cu eu întrebare, eu nu întrebare. Păi da, faceți scântirii care doriți din azi, nu discutăm în conținut. De ce s-a închis un domeniu public, care e problema? Deci, faceți hârtii către administrația locală, atât, veți primi răspuns conform legii, fără ședințe de Consiliu cu chestii de-astea, da? Ori muncim să facem treabă, ori umblăm cu golării ieftine. Domnul Șesa, când ați voie, domnul Șesa, la diverse, trebuia să vă înscrieți astfel încât noi să ne fi pregătit cu această adresă. Păi v-am întrebat, sunteți la diverse și a zis da. Și acolo trebuia să vă înscrieți. Noi nu avem cum să venim cu adresele astea instantaneu, cum vreți dumneavoastră. Pentru următoarea ședință ne înscriem la diverse. Păi vă rog și să faceți înscris. Ca atunci să fie pregătite materiale pentru care să vă dăm răspunsul. Am o problemă la diverse, dacă este cineva de la sistematizare. Niște extraterestri au adus un bolovan din beton pe partea dreaptă, cum mergem, a făcut acolo un rus o construcție și acolo este un beton de 3 metri cubi, așa, pe care trebuie să care primăria de acolo sau nu știu, cine l-a pus acolo? Unde exact este? S-a răsturnat, na. Nu s-a răsturnat, am fost astăzi acolo, am văzut. Pe partea dreaptă a construit pe parcare. Da, pe parcare, este ultima construcție. Și mai încolo, la aproape de pod, a apărut un beton de vreo mai mare. Mai sunt de fabrica de mine, da? Da. Și mai am o problemă. Pe strada Ștefan cel Mare, între blocul 4, s-a construit un garaj. Eu cu ochii mei m-am dus acolo și am văzut cum a fost autorizat. Deci parter, garaj și la etaj locuință mansardată. Tot garajul ăla s-a transformat în locuință. Mă gândesc că dacă o să ne dea în judecată proprietarul când are pe unde intra în garaj, o să trebuiască să mergem să-i facem uși la garaj. El a făcut casă. Nu mai spun că alături de garaj, alături de casă a apărut un garaj, peste noapte. În Anglia a fost o lege care spunea că dacă în 24 de ore vii cu o construcție și o duci la utilități, rămâi acolo, nu te poate dărâma. O să pățim și noi așa, no, vine unul în parc. Este... Domnul consilier, vă dau un pe rând de răspuns. Prima dată, pentru acest garaj, dacă este vorba de garajul familiei cel mare, nu. Atunci similar putem să învățăm ceva din asta. Am fost personal în teren la familia cel mare. Pentru că întreruperea de energie electrică care a fost de zilele Stănicului sâmbătă a fost în legătură cu acest incident. Vreau să vă spun că defecțiunea de cablu s-a produs sub un asemenea garaj, exact în baia unui asemenea locatar. În 1990 a primit autorizație de construire pentru garaj. Astăzi este într-adevăr o construcție mansardată și urmează, și vă spun cu maximă responsabilitate, să intrăm cu buldozerul, pentru că în Slănii Moldova s-au perpetuat și s-au tolerat asemenea acțiuni. Prima dată vom face o inventariere a situațiilor, încercăm amiabil să reglementăm acolo unde se poate reglementa acest lucru, pentru că sunt situații istorice, aș îndrăzni să spun, dar cel puțin astea noi, care pot să vă dau două exemple, unul la Cireșoaia, unul aici, care s-au făcut în ultima perioadă, nu în ultimele două săptămâni, dar s-au făcut în ultima perioadă, vom da un exemplu ca lumea să înțeleagă că nu mai putem să ne dezvoltăm în acest mod, fără o viziune arhitecturală, fără o viziune urbanistică. Și apropo, cablul acela defect nu mai poate schimba pe sub garaje, repet, autorizație din 1990. Noi trebuie să ne ducem cu 25 de ani înapoi să vedem cum se dădeau atunci pe schiță, am văzut toate alea. Dar astăzi, ionul vine prin față, îi dăm autorizație să sape prin față, să rezolve această defecțiune. Vă asigur, încă o dată, că suntem în garajul între blocul 3 și 4, strada Ștefan cel Mare, care a fost construit între aprilie și iunie, iar a fost transformat în locuință, iar lângă el a apărut un garaj în luna iunie. Lângă doamna Vranghe, sau cum da. Spune, da? Știu, am fost și acolo. În fine, haideți să... Astea particulare le mai putem discuta, doamna președinte. Dacă vreți să închideți... Apropo de... Eu pot să vă răspund, domnul consilier, la solicitarea. A venit? Bun. Haideți să... Dar haideți să... Dacă toți suntem pe dezbateri politice, să vă întreb eu, de ce anul trecut
Domnul primar Andrei Șerban a cerut la ANRM să se sisteze exploatarea de piatră de la cariera de la Velnița și ANRM-ul i-a aprobat această sistare de exploatare de piatră și în toată ultima perioadă a scos public că Baciu vine să vă închidă cariera. Unde este din punct de vedere politic și moral, aș îndrăzi să spun, această responsabilitate. Și o să fac fotocopie la această adresă și eu o să vă dau publică și dumneavoastră tipărită ca să știți ce înseamnă responsabilități politice. Pentru că eu n-am vrut să le aduc astăzi pe masă aici ca să încurcăm lucrurile. Dar ar fi bine când ne uităm la un aspect să ne analizăm și pe noi și trecutul nostru. Pentru că asta înseamnă că eu vă spun din Cireșoaia, da? Acolo au lucrat 200 de oameni la Digola. Dumneavoastră, acum, ați pus pe cineva să facă o cerere că s-a blocat drumul public, dar afectați prin asta toată comunitatea Cireșoaia care duce la biserică, la cimitir, la căminul cultural. Noi nu vorbim de un drum de acces închis, așa că am vrut noi să-l închidem, cum voiau alții spună, barieră la Stănii Moldova. Noi vorbim de o cale de acces care nu a fost reglementată istoric cum trebuie. Cireșoaia a profitat de ocazia că s-a renovat podul peste drumul național și au intrat basculante și tot prin apă, amintiți-vă, 2 ani de zile. Și când organizarea de șantier s-a întrerupt, atunci acel drum care 2 ani de zile nimeni nu a sesizat că îi perturbă circulația, și vă spun că cel mai afectat este domnul Moraru, care trebuia să facă o cerere, o hârtie, o solicitare. Dacă 2 ani a funcționat foarte bine și acești oameni n-au reclamat și comunitatea Cireșoaia a reglementat și a făcut un dig frumos, eu cred că chiar dacă în aparență este un abuz, în realitate vă spun că nu este niciun fel de abuz, pentru că acolo drumul acela este necesar și din, așa, din respect ar fi trebuit fosta administrație publică să aprecieze comunitatea că a cheltuit niște bani, nu să vină acum cu superfugii să-l pună pe Vasile să facă scrie o cerere că i-a blocat drumul. De ce, domnul consider, ca să dărâmăm zidul ăla, să ajungem în situația proastă în care a fost înainte? Nu cred că se leagă nimeni de zid. Oamenii vor un singur răspuns. Bun, și vor primi un răspuns. De ce, de viz de lucrare pe lucrarea aia finanțată de mine. Deci oamenii folosesc acest drum pentru a merge la biserică. Dar ați atins o chestie sensibilă politică care nu mă... Eu voiam să nu comentez nimic. Ați adus aminte de cariera de piatră. Eu nu mi-amintesc că această carieră de piatră, după ce a pierdut alegerile Ionel Mircea, deci nu mi-aduc aminte să a fost închisă vreodată. Iar oamenii de la Cireșoaia... Domnul Rahău, sunteți aici? Era chiar o mândrie a noastră. Domnul Rahău. N-ați știut până astăzi, aflați astăzi. Cariera nu este închisă, într-adevăr. Nu, este suspendată. Este suspendată licența de exploatare a carierei de anul trecut pe baza unei cereri semnate de domnul Andrei Șerban, direct sau indirect. Și ANRM-ul a trimis punct de vedere că este de acord să suspende domnul consilier, pentru că noi am trimis că vrem să reluăm activitatea la carieră. Corect, să luăm, să discutăm, da? Ședința următoare. Nu, da, închisă nu este, e suspendată. Suspendată la ce? E suspendată pentru activitate. Domnul consilier, pentru informarea dumneavoastră, această carieră a fost deschisă de Ionel, de primarul Ionel în 2000. Nu, și domnul, dar eu vă dau, uitați, două secunde. Eu am luat-o în 92, am luat-o la Molda Gremien Roman. În 2 minute vin cu documentul, mai discutați alte probleme. Iar domnul profesor, domnul profesor, lăsați voi să zic și ceva. Vă rog, domnul profesor, să-l ascultăm și pe domnul Munteanu, că sunt mai serios. Dacă îmi permite să termin ceea ce am de
spus. Dar mai bine dacă, să așteptăm pe domnul primar ca să vorbim atunci despre care. Dacă nu se suspenda activitatea acolo, atunci eram obligați ca să dăm toată cariera de piatră înapoi la statul. Bun, dar întrebarea era alta. Deci, în contextul în care în campania electorală s-a folosit această carieră ca fiind deschisă, da, și s-a susținut că noi o vom închide, când ea era deja asistată activitatea de un an și jumătate. Despre asta discutăm. Dar aduce domnul, haideți domnul. Eu aș vrea să vă rog ca pentru ședința următoare să punem la o ordine de zi chestiunea izvoarelor. Pentru că eu în cadrul organizației Patronatului Baviat din România, unde sunt vicepreședinte, am pus foarte acid problema că la un moment dat agențiile de turism, ați văzut și dumneavoastră, de multe ori îl vedeți pe Burcea la televizor că spune despre turismul românesc, care e la Paralela 45. Vedeți că, nu știu care mai este un Slinoscu, Petre, când îmi scapă numele, care este la agenția asta, nu la Exitur, la îmi scapă numele ei. Și oamenii ăștia, ei tot zic despre turism. Și eu atunci am spus, domnule, nu vă supărați, turismul a început cu băi. Da. Lumea s-a dus, hai la băile Slănic, hai la băile Govora, hai la băile Herculane, hai la băile Felix. Și acum, eu la Turgul de Turism la Frankfurt am întâlnit oameni care spuneau, domnule, băile Felix mai funcționează? Că nu aveau să închis biroul de turism de la Frankfurt. Și rugămintea mea este ca la următoarea ședință să prindeți dumneavoastră cum credeți de cuvință un punct pe ordinea de zi despre izvoare, pentru că primar mi-a ridicat mingea la fileu și despre izvoare. Ce anume izvoare, exact ați dori să... Păi anume un ANRM-ul care tot la o adresă de la primăria Zănii Moldova a fost dat ca licența de exploatare, da, despre licența de exploatare, am înțeles, izvoarelor să o ia Institutul BAN. Eu la un moment dat am fost foarte apostrofat și pus într-o postură foarte inedită cu directorul de la Barnard, de domnul primar, că vezi, doamne, că eu vreau să schimb pe Horea Zărescu, că îmi schimb și pe primar, nu știu ce, eu nici măcar nu discutasem atunci, nu mă bătea gândul să candidez la primării și altele. Și atunci vreau să vă rog, vreau să se vadă de la nivelul că eu am fost și la președinte și la directorul ANRM și am spus, domnule, eu vă aduc televiziunea pentru că noi trebuie să avem un contract cu factorul natural când mă duc la licitație la Ministerul Muncii. Și nici în ziua de azi nu este dată această licență care, de fapt, a picat din 5 februarie anul trecut, dar care a fost primită, cum se cheamă, fraudulos de SCPRLA, pentru că în 2000, când m-am dus la licitație cu Hotel Venus pentru această licență, a zis, domnule, conform legii minelor, se atribuie societăților comerciale care au cumpărat întreprinderea balneară. Bun. După ce s-a făcut chestia, m-am retras frumos, ei trebuiau să facă o hotărâre de guvern. N-au făcut-o și licența a fost, de fapt, frauduloasă până anul trecut, deci n-a fost legală. În teme ilegală. Dar am mers pe ea, am plătit zeci de milioane la SCPRLA și de la Ivana și de la Eurovacanța. Nu s-a făcut, asta o spunem între noi, aproape nimic la izvoare, dar pe mine mă doare de ce? Pentru că în viitor vreau să se clarifice chestiunea licienței și am spus domnului primar și poate ajută și cei de la taxe și impozite sau de la terenul, să se vadă cum s-au intabulat terenurile de la izvoare și Mofetă. Pentru că ele au fost în domeniul public. Și OCPI-ul știe foarte bine. Și s-au făcut și investiții pe ele. Să exact. Știți, primăria a cheltuit bani pe terenuri. Ceva nu e în regulă. Bun. Domnul consilier, am reținut propunerea dumneavoastră. Asta este o fibră importantă a stațiunii. Bun, sunt multe dezbateri de făcut. O să trecem, consemnăm și în ședința viitoare. Dacă îmi dați voie un drept la replică, domnului consilier Cotescu. Autorizația de exploatare are numărul 1817 din 10-8-2000. Este reprezentat în 8-2000, e clar că era domnul Ionel primar. Și pentru consilier, durata licenței este de 17 ani, respectiv la anul,
pe 10-a, 8-a, practic, se întrerupește și spune cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani. Adică nu ne speriem că ne ia cineva asta. Prețul pentru această treabă este de 620.600, am transformat în ron noi, pe 17 ani, respectiv 36.505 ron pe an. Adică noi trebuie să plătim această taxă anuală și undeva am și găsit subliniat de, pentru suspendare, acolo unde s-au prevalat de forța majoră. De ce, domnul consilier? Pentru că aveau niște obligații să amenajeze drumul către această exploatare, care era expres solicitarea acestor pietrari, care, apropo de domnul doctor, își câștigă această pâine din această muncă. Corect. Eu vă promit că vom relua autorizația, o vom profesionaliza prin Asociația Pietrarilor, o vom reglementa, o vom profesionaliza ca acești oameni să aibă locuri de muncă, să aibă asigurări de sănătate, să aibă pensii, pentru că dacă nu, se vor întoarce împotriva noastră toate aceste probleme. Nu a noastră, că poate noi plecăm, a celorlalți. Pentru că un om care nu are nici pensie, nu are nici asigurări de sănătate, va crea o cheltuială pe termen mediu și lung. Și ca să închid, de ce se face o sesizare anonimă că pietrarii din Cireșoaia fac praf? Anonimă la Garda de Mediu. Adică, măi, vă asumați răspunderea? Scrieți acolo, mă numesc Popescu Vasile și fac o reclamație când prăfuiește eu la vecinul meu. Avem multă treabă pe tema asta, dar trebuie să vă asumați că în toți acești ani, 12 dumneavoastră și ceilalți, nu ați făcut niciun pas pentru acești oameni. Ba dimpotrivă, ați spus că vine cineva să închidă cariera. Ce să închidă dacă dumneavoastră ați suspendat de anul trecut, din luna iunie, ați suspendat activitatea? Ca să nu se întoarcă la stat, nu se referă la domnul viceprimar, se pierdea licența. Exact. Dar ce voiam să vă spun? Se pierdea licența în situația în care... În situația în care nu suspendam activitatea acolo. De ce? Că n-am plătit. Sau dacă nu. Nu s-a făcut drumul. Nu era drumul. Nu s-a făcut investiția. Adică îmi dați dreptate. Păi tocmai am spus asta. Problema pietrarilor. Deci așa. În 92 i-am preluat eu de la Molda Gremin Roman. Erau salariați la această societate. Pietrare vechi, așa. Așa. În fine, după ce am scăpat de Molda Gremin Roman, vreau să vă spun că i-am luat pe acești pietrari la primărie. Și au lucrat în primărie, o perioadă. Nu le-a convenit salarizarea, pentru că și nu vreau să vă convingeți cât de mici sunt salariile în administrație. De aceea, au cerut la un moment dat, tot ei, că veneau pe fiecare dată în număr mare și spuneau, nu vrem, nu mai vrem să mai lucrăm la primărie, vrem să lucrăm cu particular. Din momentul ăla, pietrarii au început să lucreze particular. Ideea care era, stați din nou de doar locuri și vedeți dacă le convine să iei, să le faceți. N-avem încotro, domnul Cotescu. O să vedeți cum rezolvăm problema asta. Nu că le convine, el, domnul Cotescu. Ei vor lucra pentru... Înseamnă că vă mai vine domnul Codescu al noastră în audiență și discutăm. Da, haideți să vă rog, pentru că s-a prelungit și... Bancurarea o mulțime, și... dar fapte, domnule, că nu s-au făcut nimic pe aici. Și la diverse, vă rog, domnul Codescu, vă rog. Aș vrea să o declar închisă pentru că și condițiile nu ne permit și deja divagăm...